make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la cariera noastră cu echipă din România de la FIFA 15. Echipa cu care vom face va fi FCSB. Înainte să începem, ca de obicei, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Am văzut că nu am făcut foarte multe like-uri la videoul cu GTA 5. Ori nu apreciați GTA 5, ceea ce nu prea cred, ori este din cauza noastră, pentru că știu că și noi am greșit pentru că nu am mai postat în ultima vreme. Ne cerem scuze, o să încercăm cât de mult putem să fim foarte activi pe canalul nostru. În primul rând, în al doilea rând, v-ar ruga să apăsați butonul de like pentru acest prim episod din cariera noastră cu Steaua București. Asta în primul rând. În al doilea rând, ce să vă mai spun, asta nu era Poli Timișoara acolo. A zice că putem face măcar 100 de like-uri, iată, în Champions League echipele din Liga Campionilor din acest sezon. Ea încearcă să depună Europa League, cred că acolo este o altă echipă, de la Europa League. Da, suntem în Europa League, în grupa noastră, ca după ce, cu Dinamo Kiev, Rio Ave și Alborg, grupă din care știm cu toții Steaua nu a reușit să iasă pe un loc de 16.000 de Europa League. Vom încerca noi acum să ieșim, să punem aici Mr. Ultra și să dăm advance. Sperăm să facem performanța aici și să avem o serie, să avem episoade cât mai multe. O să fie o serie de care o să ne ținem, de asta vă promit. Bun, să vedem și ce transferul vom face, dar vă spun de pe acum, nu vom schimba foarte mult echipa, avem o echipă bună, avem jucători buni. Vom vedea, vă arăta echipa finală la un match. Și iată echipa noastră pentru meciul care îl avem, Supercupa României. L-am luat pe Martin Odegaard, 2.900.000 de la Real Madrid, la 15 ani, are 67 overall. Știm cu toți, este foarte bun și din realitate. Și iată, are statusuri foarte bune, 4 stele waifu, 4 stele skill moves. Este un jucător foarte bun, la 15 ani, 67 overall, e ceva. În rest, echipa noastră este cam aceeași. Mai încercăm să luăm și pe Can Ayhan de la Schalke 04, dar să înaintăm, să dăm să jucăm meciul din Supercupa României împotriva lui Astra Giurgiu. Și începe meciul Supercupa României. După cum știm, Steaua a fost învinsă de Astra în Supercupa României la penalti. Acest meci va fi singurul din acest episod. Să vedem acum pe Cristi Tănase cu recuperare bună și o pasă la Martin Odegaard. Din nou la Tănase, Tănase, ce pasă elegant a dat Odegaard. Hai Tănase, nu face să fie în van pasa lui Odegaard. Pasă bună la Toșca, care intră în zona centrală. Alin Toșca, titularizat în locul Latovlevici, așa cum face de altfel chiar și Costel Gâlcă. Odegaard, pasă foarte bună, este și o mingea lui Ghipciu, în care este noul nostru Sân Mărtean, putem să spunem, este pictorul nostru, dirijorul nostru de la centrul terenului, Martin Odegaard. Recuperăm foarte bine, este Lianu Filip pentru Odegaard. Odegaard încearcă șutul, dar este prins în brațe foarte ușor de Silviu Lungă Junior. Grandina primit de la Seba, este la unul cu Toșca. Toșca nu trebuie să lase, de ce s-a dat cu spatele acolo? Iată pe Alibe cum intră, o intrare cu capul ala Gareth Bale, să spun așa. Alin Toșca, un jucător tânăr, promițător. Minge acum la prepeliță pentru Stelian, pentru Cian Filip, nu știu de ce am spus Stelianu Filip. Se-i duie Ahaia pentru Grandin, încă o dată. Grandin încearcă să retimită lui Ahaia, acesta reușește să țină balonul în posesia Astrei. Rus, fost jucător al lui Dinamo, Rus acum primește și are spațiu de manevră Rus, dar vine foarte bine Varela acolo imediat. Varela l-am dat pe schimb pentru Ayhan și încă 2 milioane l-am dat celor de la Schalke, este un jucător bun. Ayhan, după cum știm cu toții, respinge foarte bine acolo râpă și acum Martin Odegaard. Odegaard se duce de un singur, wow, ce încearcă acolo, încearcă să treacă, dar nu a reușit, din păcate Odegaard nu este nimic, este offside la Alibek. Filip pentru Odegaard, Odegaard are pose bună, a căutat șutul acolo, dar nu-i nimic, recuperăm acum prin Filip, Prepeliță greșește, Iancu pentru Filip, din nou la Prepeliță, Prepeliță, erori mari făcute de Prepeliță, nu știu ce a mâncat Berberiță, cred că a mâncat Prepeliță,
Andrei Prepeliță, un jucător bun care se spune că din vară, de fapt este chiar sigur pe plecarea lui din vară, nu știu, de la Spartak Moscova sau în Turcia, am înțeles, la o echipă mai modestă, dar pe bani, vă dați seama. Odegaard faultat acolo, băi, deci dacă mi-e pe Odegaard, dacă mi-l accidentezi, mamă, îți dau fisura anală dacă mi-l accidentezi pe Odegaard. Filip încearcă o pasă de mare efect, dar la ce tehnică are Filip, îmi dau seama ce pasă putea să dea. Totuși, este de apreciat, a jucat pe multe, să spunem, posturi. Filip, chiar și fundaș, a reușit să dea un gol în Cupa Europeană pentru Steaua, dacă vă amintiți. Odegaard acum, flancul drept, Odegaard, ține balonul, posesie, ce control are, un jucător foarte tehnic, Martin Odegaard, și avem corner care îl va executa Alexandru Kipciu. Îl cheamă acolo pe Cristi Tănase, Tănase, știm foarte bine ce șut bun are, Tănase este în careu, Tănase scoate în spate, mici ajunge la Alin Toșca, trage Toșca peste poartă, peste poarta lui Silviu Lung Junior. Alibeco, minge la Grandin, Grandin, foarte bine intră acolo Toșca, o intrare salvatoare și o respingere la întâmplare a lui Paul Pap. Iată acum pe Junior Morales și pentru Grandin, mai departe lasă Iduia Haia. Foarte bine recuperează Kipciu și încercăm să plecăm pe un ultim contraatac, care este prime reprise, iată pe Stelianu, pe Lucian Filip, nu știu ce spun mereu Stelianu Filip de la Dinamo. Iancu acum, Iancu cu o pasă pentru Kipciu, Kipciu s-a dus direct în Morales, ne-am grăbit la faza asta, Iancu putea să țină mingea chiar în posesie, putea să îi întoarcă acolo pe fundașii astri care se duceau toți pe Kipciu, am văzut cum s-a dus și l-au deposedat. Iată o primă repriză în care scorul este 0 la 0, dacă nu mă înșel, după prima repriză era 1-0 pentru Steaua în această supercupă, Kipciu a marcat, să vedem acum pe Odegaard, începe forță Odegaard, dacă trecea acolo Odegaard ar fost foarte bine pentru noi, o recuperare însă acestuia și iată-l pe Gabi Iancu, Iancu, este oprit de Băluță. Băluță este jucător luat sigur de la Craiova. Să vedem pe Tănase pentru Ian cu careu. Toșca centrează. Toșca destul de periculos. Respinge lung. Și Filip, Lucian Filip încearcă un vâleu. Mingea se duce peste poartă. Și în a doua repriză suntem peste adversar. Dar încă nu am reușit să marcăm. Odegaard încă o dată, foarte activ în jocul nostru Odegaard, nu reușește aici trecerea de Băluță, a fost oprit de mai multe ori Odegaard chiar și în prima repriză. Iată-l pe Varela, foarte bine scoate la Tănase pentru Iancu, Iancu a fost secerat acolo, Iancu ridică-te Iancu și luptă ca un bărbat ce ești. Iată acum pe Toșca, Toșca foarte frumos, continuă, Toșca rămâne cu balonul în posesie, Toșca o pasă pentru Filip, Lucian Filip prinde un șut de zile mari, dar iată ce face Toșca, un asist de vis din partea lui Alin Toșca, a trecut excelent acolo ca un cuțit prin brânză și pasa pentru Filip, șutul său se duce în plasa laterală, mai ceva ca un cuțit în brânză, ca o săgeată într-o țintă, știu eu, nu sunt cel mai bun poet să spun așa. Oricum, foarte bun șutul lui Filip, dar și pasa lui Toșca a fost de mare efect. Băi, ce faceți, mă, mi-l omorâți, mă, păsăran cu Iancu, mă. Da, ce galben, că ăsta, cred că e al treilea galben până acum, care l-a luat Răuță. Cine era, mă? Răuță, Alexandru Răuță. Să vedem pe Prepeliță! Încearcă din lovitură liberă. Dacă nu mă înșel, mingea a întins chiar și plasa de sus. Glumesc, glumesc. Intră Alexandru Ioniță în locul lui Seba. Ioniță luat de la Rapid. Este 1 la 0, minutul 64. Iată-l pe Iancu pentru Odegaard. Martin Odegaard se duce în flancul să intre careu acolo. Odegaard. Odegaard foarte bine. Rămâne la balon. Odegaard pasă pentru Iancu. Trage în blocajul lui Junior Moraes. S-a pus foarte bine acolo Moraes. Și executăm la colțul scurt ca de obicei, este Lucian Filip. Filip convinge pentru Tănase, călcâi foarte frumos la Pap. Faze frumoase făcute de echipa noastră, iată raportul șuturilor. Este 7 șuturi la 1, un avantaj de 6 șuturi. O minge acum pentru Odegaard, Odegaard încearcă din prima. Mai este timp, poate marca Odegaard, dar nu se știe dacă va face. Are 20 de minute din timpul regulamentar, vine asta în joc. A intrat și Geo Florescu, să vedem acum pe Filip, foarte bine câștigă duelul la cap.
de ce a oprit arbitru jocul offside la Iancu. Odegaard, ia tracum pe Odegaard, cerea Iancu, dar Odegaard levită, trece, se duce de un singur Martin Odegaard, nu are viteza punctul său foarte și a încercat acum să îi paseze lui Gabi Iancu, dar nu a fost cea mai bună pasă, balonul este prins în brațe de Silviu Lung Junior, care degajează direct, o minge pentru Kehinde Ionuț Fatai, așa și-a schimbat numele nigerianul, care am înțeles că este chiar român cu acte în regulă, dar nu poate juca pentru Naționala Mare a României, deoarece a jucat pentru loturile de junior, de junior ale Nigeriei. Iată acum pe Gabi Iancu. Iancu se duce de un singur, l-are în spate pe Yahaya, lasă în urmă. Iancu nu are sprijin însă și a trebuit să se dribleze, nu avea ce să facă acolo, dar eu cred că ar fi trebuit să ducă spre careu. Iancu are o șansă mare aici, pasă pentru Kipciu, gol! 2-0! Alexandru Kipciu ne deplasează la 2 goluri în minutul 88. Un gol foarte important marcat și de Kipciu, pentru că ne liniștim, un gol îl puteau da oricând cei de la Astra, așa că Alex Kipciu mai liniștește meciul un pic pentru noi. Intră și Nicușor Stanciu în locul lui Cristi Tănase, ar trebui să intre și el, pentru că oricum este un jucător tânăr cu potențial, dar nu poate lua locul în primul 11 lui Odegaard. Am văzut, deci la 15 ani să ai un astfel de veteran, vom noi să luăm și pe Hagi și oricum o să luăm și pe Hagi, pentru că are 5 stele skill moves, îmi place mult Hagi, n-am ce să zic. William de Amorin, am văzut-o în plasă pe asta, dar din fericire nu a fost în plasă, erau să râcă din diferență, ce face Arlauskis, neatenți am fost noi acolo, dar iată că de nou era să facem același lucru. Toșca pentru Stanciu, vine cam târziu adversar pe el, Stanciu pasează la prepeliță și meciul se încheie. O victorie în debutul nostru la Steaua Supercupa României, o victorie cu 2-0 împotriva celor de la Astra Giurgiu. Au marcat pentru noi Lucian Filip și Alexandru Kipciu. O victorie cu 2-0, o victorie bună, categorică, am dominat adversarul și am câștigat Supercupa României. Deja debut cu trofeu pentru noi. Să vedem trofeul, dacă s-au aruncat pe burtă, vă dați seama că vom avea parte și de un trofeu. Vor veni și meciurile cupele europene și în campionat, sperăm să facem performanță și acolo. Deși avem o echipă mare și avem, să spunem, un avantaj, vom juca multe meciuri, așa că nu se știe, pentru că dacă era să simulăm meciurile cu această echipă, făceam mult, Prepeliță va ridica trofeul, este capitanul nostru, dă mâna, cred că ăsta negru suntem noi, sau ceva gen un șef al federației, Burleanu. Iată-l pe Prepeliță ridicând trofeul Supercupa României, îl vedem acolo lângă el și pe Odegaard, trofeu câștigat de noi, Lucian Filipou meciului cu note de 8,1, notă oarecum mică și Toșca aș fi pariat pe el să iasă un meciului, de ce nu? Dinamo acceptă o sumă destul de mare, 2 milioane plus la Tovlevic, ar fi cam mare pentru jucător ca Stelianu Filip. Eu zic să ne căutăm un alt fundaș stânga. Și acesta a fost primul episod al nostru de la Cariera cu Steaua. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu știu că putem face măcar 100 de like-uri. Știu, haideți că nu vă cer prea mult. Am făcut o echipă destul de bună. Sper să facem performanță. După cum vedeți, l-am luat și pe Canaihan, l-am dat pe Varela plus 2 milioane de la Schalke 04, are 19 ani, 67 overall, statusul bun, este foarte bun, destul de înalt. Și aceasta a fost primul nostru episod, cum am mai spus, nu uitați de like, eu am fost Ultra FIFA, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!